Da, deci m-am gândit și nu cred că o să fac cu acesta Bart 500 SS, pentru că nu e diferență mare între ele două din câte văd, amândouă sunt tracțiune față, doar că ăsta are mai puțină putere. Deci, da. O să trecem la nebunia asta. Stai, dar nu vreau să-l cumpăr, iar că l-am deja. O să scot tot tuning-ul de pe ea. Și să vedem cum e fără tuning. Totul stock. Sper că nu i-am schimbat motorul. Ba, da, l-am schimbat. Stock. Așa. Fără cauciucuri. Fără asta. Fără asta. Și aici. Ca să vedem cum e așa. O să dure... Sau? A, nici nu l-am turnat la motor, what? Ești nebun și fuge așa și nu l-am turnat la motor? E nebunie curată. Deci ăsta fuge, fără glumă. Adică are... Are putere în el. Deci puteți și voi să vedeți că nu e tunat nimic la el, totul e stock. Hai să vedem ce poate să iasă din nebunia asta. 150 de cai. Sper să fie ceva de... Hai. Parcă e cam sărăcăcioasă, nu știu. Hai să facem un... Asta să văd dacă pot așa. Nu pot. Parcă am pornit mai bine. Asta e interiorul. Înturații urcă destul de bine. Și din nou am greșit-o. Da, mai avem pe acolo niște off-road. Hai să-i facem un test pe aeroport, dar nu vă așteptați, dar cred că nici 200 sau o să se chinuie să atingă. Da, îmi pare rău că n-am văzut aia. Rewind cu controllerul e cam ciudat. Dar, ok. Resume from here. Ce naiba? Iar face figur controllerul. Stai, mă.
Tot în fața mea se pune asta. Hai, cu 200, hai. Hai, tătică, împinge. Mamă, e plictiseală, what the fuck. Vă dați seama că o să atingă 200, dar 200 în 5. Oh, cu tremurul controlului. Deci ați văzut, nu? Adică, ca mașină de raliu, n-ai nevoie de mai mult. Pentru forța, avem nevoie de mai mult. Hai să mergem și... tunăm motorul ăsta, apoi încercăm motorul pe care l-avea ea și care sună bestial. Părerea mea. Așa, deci. Upgrade. Am zis că îi las motorul ăsta. În schimb o să-i pun turbo. Pentru că mașinile de raliu au nevoie de turbo. Ca setări avem astea. Da, eu nu le schimb pentru că am făcut-o cum îmi place mie. De fapt, dacă mă gândesc mai bine... parcă mi-ar plăcea asta, chestia aia de sus, o roată de rezervă, adică, dar mai bine o las așa. Matlaps și desigur capota, pe care v-am arătat-o deja. Roți, vă dați seama că îi pun roți de raliu pentru că e mașină de raliu. Le fac mai late. Pentru o manevrabilitate sporită, sporită, tiu! Cutia. Frâne. Tot ce e de raliu, punem pe ea. Hai să vedem ce am făcut din ea, ce a ieșit. Au ieșit 480 de cai aproximativ, o tonă și S1 clas. Da. Cred că o să sune cam la fel, dar performanțele vă dați seama că au fost îmbunătățite. Bă, parcă sună mai bine. Oho. Stați. Așa, mă, rupe-te. Acționez pe lumea. Se îndreaptă ușor, ușor spre 300. Dar nu atinge 300.
atinge 200, îi dau 275. Sau mai mult? 280? 280? E asta cu motorul ăsta. You have a bucket list challenge to complete nearby. Would you like me to set a route there for you? Hai să ne întoarcem. Vară și interiorul. Acum o să-i pun motorul ăla pe care l-avea. Mai drum un pic așa cum e ca să țineți minte sunetul ăsta. Țin frâna și accelerația la maxim. Vedeți? Deci are destul de multă putere încât să facă să se învârtă roțile în gol cu tracțiune integrală. Înseamnă că are destul. Și acum hai să-i punem motorul ăla și să punem tot ce e de pus pe el. Și sunt destul de multe chestii. Și sună foarte interesant. Să puneți cu alt butor. Eu cred că atinge. Atâta crezi tu? Nu, a atins data trecută. Ah, da. Ia fiți atenți la sunetul ăsta. Parcă sună mai bine și... Da, uite. Hai să încercăm un o accelerație dintr-a doua. Se duce în 300, clar. Da. Am adus în 300. Am zis că se duce. Sper că v-a plăcut acest episod. La revedere.